tegye a panére. Nu știu care e cum să... Nu, hai să... Mă, dacă... Domnul Ghiță! Mai duce la bate... Să trăiesc, domnul Cristine! Te salut! Ce mă, v-ați făcut electricien sau că nu înțeleg? Acum a fost electricianul la voi. Am... Ha? Bine? Se aude? Nu se aude. Tot ce-i vezi? Domnul Dan, da. Sănătate vă doresc. Sără. Îmi cer scuze că v-am prins într-un moment mai... Nu se aude să oprile aici. Nu se aude nimic. Nu. V-am prins într-un moment mai... nașpa, da. Pot să zic? Nașpa, Cristi, trebuie să întoarceți basca invers. Trebuie să mă fac... Întoarceți basca invers. Dă-i pace, că nu are rost. N-am ce să-i fac, ia, să mă fac electrician, mă. E, dar care e faza că nu... Eu nu înțeleg ce faceți aici. Care e faza? Ia, căutăm cu drotile, că nu mere. Inițial doriți să-l porniți ca să puteți să puneți axa sus, nu? Da. Da, mă, da. S-aude. S-aude? Mă, dă-i un pic cu toată. Vai că are tot felul de senzor și... Stai să vedem o... O mai făcută... O mai dat automat până acum? Nu, dar nu vezi că e gata bateria deja. Mi-a mai dat, dar... Duce la automat, dar nu-i vorba din curentul de la automat, că e vorba din... ceva senzor, mă, are acolo pe pompă. Are doi senzori. Doi senzori. Trebuie să închidă și să deschidă, știi? Și unul... Zică, domnul Dan, dar gândiți-vă cum să îl porniți. De cât timp vă gândiți? De când? De azi dimineață. Eu deveneam de dimineață aici. Gândeam împreună cu dumneavoastră, așa-i? Mă, da. Fii atent, eu mă uit acolo și încerc să mă gândesc, dar nu-mi iese. Fii atent, mă. Ce e acolo? Nu iese motorina. Mă, văd acolo că ăsta aia distribuție acolo sau ce? Care? Aia. Dânsul. Care, mă, aia? Asta de aici, nu-i cureaua asta. Aici? A. Da, pe nu e distribuția, no, vezi? Cureaua de accesor. Și asta mule, asta e de motorină? Filtru. A. De ulei. De ulei? Nu, aia da. Da, mă, aici nu-i bani, mă, vezi tu. Unde? Aici nu-i un senzor și aici e alt senzor. Bun, și de acolo o luați el cablurile. Acolo e ceva problemă, mă, numai nu vine curent. Ala-i bani. Hai să-l sun pe Gabi. Pe care? Lăsa la irisești. Doi. Dați-l. Se pare, nu stați, nu mai dați un pic. Strânge-le. Am desfăcut la injectoare să-l strângă înapoi. Am îl întoarce bine, că doar am robot ăsta de pornire, aparatul de sudură. Ioi! Nu ți teamă, ce ai zoti? Să nu sară în față. Da, sare. Nu ți teamă, Cristi. Na, să vedem. A, acum aș strânge acolo ceva? Injectorile, mă. Trebuie strânse înapoi iulițile cu ele. Le-am desfăcut ca să iasă aerul. Aha. Gata. O da, să vede. Fii atent că simt electricitatea pe sucăruț, domnul. Da, da. Să vă mulțumim pentru vizionare!
văzut cum s-a depresat cauciucul, nu trebuie vulcanizare. Cât trebuie să dați acolo la vulcanizator? Dragă, bărba, sunt. Pe camere. Vorba de bani, vorba de tehnicist. Trebuie să mergi, să faci două livere imediat, ați fac cauciucurile jos și gata. Hai să mai întorc poprici. O, doi, am. Dacă nu mai mâși, nu poți să lăpii, nu? Nu, hai să-l torc cu ala acolo. Vedeți că sunt urmă. Pasă-l. Bun, dă. Frate, bun. Ai văzut, Cristian, cam asta a fost treaba. Cam asta a fost treaba, mă. Să dai jos gumele? Da, da. Oh, nu, Cristian. Dar așa la vulcanizare n-au așa, scumpere. O să-și cumpere ăștia bulbe scavator. Ca să-și facă roțile. O să facă bine. Aha. Bun, asta mai tot. Aici e mai lungă aia și până e ca tine. Lasă-mă. Domnul Dan, da. De ce a suspendat taxa sus? S-a vopsit, Cristi. Deci v-a apucat să vopsit, așa-i? Nu, trebuie să vopsit. Dă-mi 14 de sub și după aceea s-a vopsit. Țin lanțurile alea, țin, așa-i, n-ai o treabă. Doamne, ferma, Cristi, nu țin. Nu-ți ducește nimeni. Așa cum e.
Și domnul Dan, numai mișcați piesa și vopsiți, așa-i? E așa, nu? A? Nu așa trebuie. Ghiță, cam în față, ai pensulă lată. Pensulă lată? Numai cod are. Am luat mai mult ca un merg pistolul frumos. Un copex acolo pe masă. Ăla ne trebuie să tragem peste ăla. Peste firele alea. Da, da, după ce le izolăm, după ce da, da. Domnul Dan, am crezut că... Domnul Dan, am crezut că puneți în păhărele să... Asta. Am crezut că puneți în păhărele, pentru cinste și omenie. Da, da, da. Ui ce ligheri are sunt veche, nu? Domnul Dan, ați comandat cauciucurile pe fața? Da. La ce preț se ridică un cauciuc ăsta? Nu știu, e 500. De lei? Bine, el Cristi, este plin cu 30 de milioane Michelin. Am, am înțeles. Comandate astea mai... Mai simple? Da. Pe spate încă nu trebuie schimbate, așa-i? Nu, 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 nu. Să nu rupe vierul, mă, numai. Eu? Ghiță, da. Păi, așa, care suntem, că e sine? Păi, eu știu. Nu-i ușor, mă, să desfaci o roată de asta, mă. Nu, nu. Hai, Ghiță, da. Mai din coci un pic. Dar nu merge, știi, nu mă. Trebuie să tragi în contra asta la alta. Da, da. Acum aici, că pe aia trai într-un vier. Ești bine? Deci stai, stai. Stai să-ți spune. Așa. Vier. Prinde și tu de levier. Aici. Da. Bun. Ia și încolo mere. Este. Nu o să te vedem, domnul Ghiță. Da, așa, ușurile numai. Vezi să nu rostogolești roata. Tot, coate, tot la gamă. Tot în jos. Dar partea alaltă va fi mai complicat de scos. Aici e lucrul. Eu așa cred. Uite-te. Da. Și astea le dați, și la genți le dați voptea, nu? Dar de aia le luăm jos, să revopsim și punem cauciuc cu noi. Galbene le faceți. Da. Aveți așa nuanța asta? Ha? 500 de lei, 2 litri nuanță. De nuanța asta? Da, da. Nu găsești, nu se poate face cu calculator. De ce? Nu se face, asta e vopsaua de la GCB, numai de asta. Ce chestie, mă? Este bună. Cum e? Este bună. De ce? Nu așa că... Știu, e de ce. Fii atent, mă, că asta e cu cameră. Da. Cameră, dar nu s-o desfăie de atât cameră. Ați comandat și camere sau rămân astea? Dar o să vedem până le scot afară, cu mus. Nu trebuie deloc camere. Nu trebuie camere.
No, păi acum o scoateți ușor, că ați scos camera, salut. Nu de-a foaia de-a tot, știi? De-aia s-o și-a greu. No, chestine. No, acum ai floare la ureche, s-o scos. Aha. Că nu mă dai așa într-o parte. Da. Mă, într-o parte. Întoarce așa să vedem. Domnul, stați o secundă. Domnul Dan, haideți din partea asta. No, acum. Așa. No, ai că-s curios. Ce? Cum scoateți? Vă gândiți cu... Vă gândiți cu să băgați levierul? Și eu sunt curios, că nici nu mă scot. Bă, fii atent ce chestie la, la roata asta, bă. Are o afundătură, mă. Da, da. Aia ți-am zis, bă. Mai că astea aia vorbeam, mă. Să te duc în liberul. Că-ți invers intra... Dar de ce e afundătura aia, domnul Daniu, nu înțeleg? Ca să poți pune și lua cauciucul, mă, Cristian. A, camera? Ca... Să nu face să zboare janta pe aici, pe undeva. Nu zboară, nu ce teme. Asta nu a mai fost unul. Trăi cu șocanul, că mai bine așa. Stai și aduci șocanul, nu? Donghiță. Da. Ce e roată? Cât e mare o roată care ați scos-o cea mai mare? Aia din pe spate, de la bună. Ha? Aia din pe spate. Pe spate greu o roată de aia? Tot așa e ca și astea. Da? Da. Sara am văzut, chiar m-am uitat, mă vede, niște utilaje care puneau câte un cauciuc, cât e bulul ăsta, mă, cauciucul. Da. Rozave, ce spune, putea avea alea pneumatice, mă? E, da, alea, dintre alea care... pentru șantiere, dintre alea no, aurifere și... Da, da, aurifere. Da, păi nu? Unde distrug pădurile și alea. Unde distrug pădurile? Aia, păi alea-s pentru distrugere, nu-s pentru a face ceva bun. Aia, așa, să fac cumva, să... Acolo, pe buldo mai ușor, pardon. Că ține contra, știi, roata. Da, da. E, dacă e... O să văd dacă pornește. Da. Am terminat alea. Sigur. Domn Dan. Nu ține ghiță mâna chiar acolo. Stai liniștit că nu dau eu în mână, dar... Dar sare ciocanul. Sare, sare. Sare, sare și cu apă. Ce bine lucram cu cupa din spate, că... Vineam pe ea și puțin trajă. Lasă la mijloc de ciocanul. Stai acolo pe ea. Pe jumătate și de... Ține că dacă punem vie la drumul, tot să mai înălță. Da, cu ciocanul, mă, să iasă. Aveți vizionul mai la... Bine, mă, trage. Așa, am un. Am un tre, na, ia ciocanul. Ce deu, mă, cu ce deu? Dă-i! Te uita! Ca ce nu trebuie. Cauciuc. Așa, merg. Dar mai bătea un pic, tati. Bagă liberul ăla. Am un, apasă. La doi am un. Am un, uite-am eu, bă. Dă-i, dă-i! Nu mă fac! Nu a... Hai, da, așa, să văd. Da, fii bine. Bine, bă. Opa, dă-i partea la Daniel. Că ce-l fute-n tău. Hai, mă, la liber, mă, că dau eu cu șocanul, mă. Dar trebuie să facem și jantele, să le fugăm după ce-i gata. Da, mă, nu facem o dată așa, nici. Hai, un pic de ăsta mai mărișor. Nu, mai e, zi acolo. Da, dă-i!
Da, băi, dați că lui vine. Preta, resul. Nu te chem. Așa, așa. Hop. Nu mai dă. Preta, resul a pus rata acolo. Nu te cheme, nu. E bine acolo, mai. Ăsta nu. Nu te cheme, că se duce de acolo, mă. Când? La urmă. Da, la urmă. La urmă. Dau eu la tine, da? Nu, dar nu. E doi apasă cu liberul și eu să țin de jantă. Da, eu cum și că te țineți cu. Dar mă, nu-i bine. Bine. Oh, preaște-te. Pune mută, Daniel. Asta nu? Apasă. Ce, ca un tipul nu-mi trebuie, mă, nu m-am mai lovinat. Ia, nu poate apăsa, că o splătit, că nu m-am morcoșit pe tringei. Cu Sandu și Groza. Nu că zic. Așa. Mai și chiar așa. George. Au, mă. Cine e acolo? Electrician. Domnul electrician. Pe coptilul să joacă. Asta nu știe cel mai rău. Dar și Sandu sclăbit deja, nu dai așa, e bine. Hai, nu dau să dau eu. Am bă, când e gata, ai dat și eu. Dau și eu, mă. Dau ce bun. Mă, să îndreptă roată, roată, dar tu nu poți da din orice poziție cu barul ăsta. Nu, da. Acolo e o aruncă mai mare. Da, domn Florin. No, ce zici? Faină jantă, faină jantă. Domnul Sandu, vă salut. Sănătate vă doresc. Cum sunteți? Cum sunteți? Te gândi. Vezi? Aici, la a doua roată. La a doua roată. Patru ani nu suntem să luăm un caos. Da, nu. Uite-te numai cum merge, ca în Cluj. Hai, tata. Eu știi ce nu-i bine? Un pic mai așa. Mai cade. No, așa. Nu trebuie de acolo. Nu pot. Nu mă așa e niță, nu de-a cine. Nu apasă de acolo. Numai să nu vei pe mine. Nu vine nimeni. Nu te apasă de acolo. În joc. Să ne facem. Nu. Să ne dăm și noi. Ajută. Tot cum. Bă, dar trebuie să relaxăm. Și la mână. Hop. Dă-i amă. Zică domnul Dan a schimbat barusul, celălalt s-a rupt. Vezi că s-a dat o tare, prima. S-a rupt coada. Are nimica, că nu mai pune ala. Întâmplarul, ai gata, mă. Stop! Stai, mă, stai să facem o dată în cur. Domnul Florin. Fă așa numai. Domnul Florin, nu vă deschideți dintre ăsta de făcut rost. Nu, ha? Cum să nu? Dar trebuie să mai dai la mine, nu, dacă nu-i Efendi zero. Cine? Cine zero? Efendi. Ăla cine? Vulcanizator de aici din ce? Așa-l cheamă. Ioan îl cheamă, nu așa el poreclește, Efendi. E porecle. Asta pentru că e aia, mă, să nu pur aerul. Ce? A fost în eforie, nu? Ce? Și cu el, și el a fost. Așa. Domnul Mareș Alexandru. A fost cu... Așa? Și Efendi, ne-am întâlnit cu el acolo. Acum câți ani? Doi. Nu, doi ani, am fost doi ani. Așa. Nu patru. Era, scria acolo, Efendi Kebab. Nu. Ba da. Se referește tot bine. Așa scrie, Efendi Kebab. Și, și? Și o zis Efendi, uite-te mă că și aici am deschis magazin. Și? Și? Păi stă tot avea, Efendi. Asta vulcanizatorul nostru. Da, păi doar răsă. Îl salutăm pe domnul vulcanizator. Da, mă, o să fie un pic invidios că nu mă să-i depreseze el acolo să iei... Cam cât lua? Dar nu cred că le face aici, numai acolo la Nucu și Liviu. 50 de lei să dea jos. Rota. Da, nu chestia. Da, și băieții o dea tot singuri. Ei, noi facem mai ieftin, dar e el. Că acolo 50 de lei, noi cu dau 5. Hai, lasă că și mai ieftin. O berică. E bine, Cristi? Da, 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 orice e bine. Dar chiar așa e, numai nu putem. Adică, domnul Dan, am fost ieri la prietenul meu, la Mihali, de la Sălaj și v-a trimis
V-a trimis... V-a, v-a trimis ceva. Așa. Taci, mă, că se aude aici, mă. Zic că v-a trimis ceva. Cum miroase? Nu-i bun la ce cu diabet. Îmi miroase bine. Ha? Auză. Prăpăditi-mă foarte bine. Nu știu, pentru Anca acum așa. No, de la domnul Mihali. Îi mulțumesc frumos. Da, trebuie să duci la domnul Cosel. Când meri încolo să-ți dau și eu una. Să-i ducem la domnul Mihali. Da, da. Acest schimb de experiență. Da, domnul Mihali e un om de nota 10. Zic că domnul Mihali e un prieten bun. Și vreau să zic că are grijă de animale, mașini. Cealdă bună la gunzinar. Și utilaje are acolo. Să-i spui la domnul Mihali să ne mai trimată. Cum ziceți, domn Florin? Să ne trimită câte o stică, că îi mulțăm din foarte frumos. Așa, așa. Lasă că facem schimb de experiență, trimitem și noi, nu? Bun. Nu? Da, da. Fie treaba cum trebuie. Trimite ce-ai făcut tu, dar... Apucăm să vopsăm. Da. Ha? Eu nu m-am uit. Păi ce uiți? Pe acolo, pe cucă. Doi sunt aici. Doi. Să nu am tu. Aici sunt tu pe lângă ce ai tu. Dar să nu mai să te pun mai O să fie să cureme. Așa? Eu am încărcat, ca așa pe târgu. O zis să pui un fier drept sau ceva liniar. Așa? De aici aici. Și eu am încărcat. Și când am încărcat, o zis că prea mult am pus pe el. Deci, ce trebuie să facă ce trebuie să facă el acum? Eu bătut-o și poate cum mai aranjează el, nu poate, că sigur. Dar va fi faină de curat, ai? Va fi, dar pentru un om nu ca mine, cam cum e el. De ce? E prea mare? Prea. No, eu o să fie un am. Ai dat comandă de să pui mai mică? Mai micuț, așa, zic. Ăsta îi dăm la unul, îl băgăm și pentru bani, să screpi lemnile, poftim aici, agit-o. Dar pentru mine un pic e... Dură. Da, dacă așa mi-o zis, eu așa am făcut. Am pus de aici aici. Drept. Și atât am încărcat până... În orice caz, n-am răbdare să sudezi cât o sudați, mă vine. Da? Dar eu și-o încărcat-o. Eu n-am răbdare să sudezi atât. Uite, de tu ce să cure. E bună? E foarte bună, dar e greu un pic cu nou. I-a spus că pentru... Trebuie, dar nu pentru mine, aici. Eu sunt mai... Da, să fie, așa, ce tu dai, cu curia. Ce mai pe mar și de trebuie să o polizez, să o călez și gata să curăi să vină. Ha? Și una. Putem să zicem, un an a stat la mine neîncărcată. Si, si. Și acum am încărcat, o văd cu un timp și mai stă... Încă 9 luni, 10. Până cum e haosă, am zis. Până cum ne-am toporit. Am văzut și eu o fac săptămâna asta, dar după aia îl verific.
Nu, da, am avut o zi așa chiosă. Cum îl verificați? Mă duc să mă! Vine până la mine, că și eu nu ești asta. Aia da treabă. Uite, de unde o-a luat, mă? Nu, 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 pune aici. Legat de vopsit. Vopsit? Ia alură. Cum e gata? Cum e de copos, de dracu ăsta? Ziceți că la cupă ce trebuie să faceți? Să-l tai jos, stai pe trebuie, uite cum e. Toată cupa o tăiați jos? Sau ca asta de jos. Că de unde e legal anții de acolo, zic că a făcut mai de jos. Facem din nou. Deci treabă bună. Mă, aproape bună. Nu mă trebuie lucru, era să tot bună. Nu-l pivotează. Nu orice caz. Să fim rolat. Bă, cum? Bă, să fim rolat. Bă, o să le-am curățat pe eu. Stai de totul. N-am de treabă. Și-o mâncat, ne spune curățat. Te-ai prăpădit, copiii ăștia, domnule. Ha? Ăștia-ți Serios. Nu, nu, și cum era ăla. Eu fuge. Bă, Sandeie. Bă, trebuie bunie șerile. Auzi, te cătă mine. Nu vreau. Nu te-a rupt, copii. Mersi de ajutor, bă. Copii bune, stai. Domnul Dan, și eu care mă gândeam că va fi șezlongul ăla, numai chiar ochelare. Ochelare și șezlongul lipsă. Lipsă, stai. Zi, ce-am zis? De socat, am zis? Socat. Aia e complicată treaba asta. Le dați un pic și pe... Ocură, sărăi, le dați și pe dinăuntru. Cu ce? Nu contează ce culoare dați înăuntru, stai? Și înăuntru? Nu, le fac așa cum a fost, mă. Și să n-aibă pori. Nu sunt jinte deloc, e bine, nu, că-s curate, fain, numai. Mm-hmm. Să mai strânge în timp, că a intrat un pic de apă, poate a făcut rugină. Dar nu, apă a intrat când a făcut pană, știi? Că n-are cum să intre, că doar fără camere. Una ai văzut că a făcut camere și una fără. Dar mă le pui fără. Pă, fără camere le pune. Cauciucuri noi. Am înțeles. Astea au fost... Oare ăsta e mai rău, cauciuc. Ăsta sau nu știu ce. Avea o tăietură aici. Dacă, domnul Dan, dacă astea 15 milioane bucata, cele mari, oare la ce preț e bucata? S-a spus, depinde de cât vrei să investești. Să zicem preț modic, preț mijloc, 25. De milioane? Deci nu-i, mai, nu-i cu mult mai mare prețul, ținând cu cont de mărime. 10 milioane, nu-i? Nu mi se pare. Mare diferența de preț. Eu am zis cel mai mic, Cristi. Cel mai mic. V-ați spus că ce-o lua cu noroc în față? Da, nu. Am înțeles. Să-i culoase surmile astea din interiul, mă, că...
Așa să îmi plânta, mă, de nu. Doamne, fer. Eu mă și trag de lângă dumneavoastră. Ai liniștit că încolo mărți încolo, nu? La ora e retornatem. În partea în care... Îndreptat. Haideți, mă, când îți curate, vă frânge, mă, mă, mare dragul să te uiți, domnul Dan, s-a lăsat noaptea, s-a lăsat întunericul. Deci, domnul Dan, s-a lăsat întunericul. S-a lăsat. Eu mă gândesc să mă duc acasă. S-a mărit un pic, bă, 6:30. Da, s-a mărit un pic ziua. Zic că poate vin poi mâine pe la dumneavoastră. Hai că poi mâine, dacă mâine feștiez roțile, că am urmă apucă, că astăzi am vrut. Mâine rostim roțile, gențile, vin cauciucurile și poi mâine le punem sus și vedem asta la loc. Bun. Atunci, vă sun eu. Facem un pic de treabă. Nu, no. Da. Am făcut un pic de treabă cu axa asta, ce zici? Cum arată? Bine arată, bine arată, bine arată. Vezi, când se uscă și punem cauciucurile, pe genți și gențile sunt galbine, cauciucurile, cum sunt noi, a? Și da. Cu axa asta e nouă. Tot am băgat ce-o trebuit în ea. Aha. Rulment, o trebuie schimbat un rulment, semiringurile, tot. Jocuri scoase afară, rânduit, deci... atunci de cum. Și am vopsit asta ca și nouă. Bună treabă. De unde lucruri faci cum să cade și apoi merg mai departe. Trecem la altă fază. Da, la altă etapă. De nu? Da. Ultima dată las cupa, ca îmi dă de lucru, e praf. Ai văzut că stătii sau fac? Acolo trebuie să las tablă, trebuie să o da. Debitați, să o tutați. Trebuie, da. A, pe două săptămâni bune de lucru, dacă tablă lucru numai pe ea. Tablă grosă. Dar fii vezi că eu m-am și să curgi cu tăcite. Ai văzut și omul la un săcure, Florin mă stresează cu săcure lui, că îi trebuie să meargă să facă parc. So, apoi fac ce să fac, că-i prezidul meu. No. Dar mă vreau să bag asta la loc, să-l putem mișca, știi, buldoi aici. Că e rău, că mai trebuie să intri, să ieși, nu poți face nimic de eu. Da. Asta, că am o rânduim și apoi...